Săptămâna viitoare vom avea un summit al liderilor NATO. Președintele Biden, premierul Trudeau și liderii europeni se vor întâlni la sediul NATO. Și vom discuta și vom decide probabil continuarea acordării de sprijin militar, financiar și umanitar Ucrainei eroice. În același timp, liderii NATO și noi ca lideri ai NATO avem și responsabilitatea de a veghea ca în paralel cu sprijinul pentru ucrainieni, și îl merită cu prisosință, și o vom face și mai energic, să veghem astfel încât să nu transformăm un război deja complicat într-o conflagrație la nivel mondial între o alianță nucleară și o putere nucleară care este Federația Rusă. De aceea, această linie de demarcație și de responsabilitate este ceea ce facem în acest moment. Au fost foarte multe discuții, inclusiv declarații, solicitări din partea liderilor Ucrainei, politicieni din țările NATO, care susțin că ar trebui să facem mai mult pentru Ucraina. Suntem de acord, trebuie să facem mai mult pentru Ucraina. Dar în același timp trebuie să fim atenți la modalitățile în care facem acest lucru. Pentru că o zonă de interdicție aeriană înseamnă, în fapt, că ea trebuie să fie implementată și asigurată de către NATO. Ceea ce înseamnă că trebuie să tragem în avioane rusești, trebuie să bombardăm aeroporturi rusești sau din Belarus, înseamnă, de fapt, un act de război direct cu Federația Rusă. Asta nu înseamnă că nu există alte metode, inclusiv sisteme ultramoderne de armament care să asigure apărarea antiaeriană, sisteme de apărare antirachetă, sisteme antitank și multe alte dispozitive de ultimă generație pe care ați observat că în ultima perioadă președintele Biden a decis într-un fel, premierul Boris Johnson, premierul Canadei, inclusiv țări din vecinătatea Ucrainei să le facă. Deci de aceea înțelegem foarte mult emoția, înțelegem dramatismul situației prin care Ucraina trece, dar în același timp ajutându-i pe ucrainieni, care fac o treabă admirabilă. Armata ucrainiană are astăzi succes în plan militar, producând pierderi masive forțelor și echipamentelor Federației Ruse, și pentru că se luptă eroic ca națiune pentru libertatea lor, împotriva tiraniei și pentru suveranitatea acestei țări. Dar și pentru că NATO din 2014, după ocuparea ilegală a Crimeei, am transformat și am ajutat armata ucraineană să devină o armată de tip occidental, de tip NATO și nu de tip post-sovietic. Și în mare parte, succesul armatei ucrainene este datorat și antrenamentului și modului în care i-am ajutat să se transforme într-o armată mult mai capabilă, mult mai performantă decât ceea ce vedem că este armata Federației Rusă. Există o bază legală astfel încât NATO să pună la dispoziție aceste sisteme moderne? Am văzut că într-adevăr a trimis armament, însă Vladimir Putin a spus clar că atunci când în spațiul aerian se folosesc fie avioane NATO, fie alte echipamente, atunci ar considera că este o implicare directă a NATO în acel război. Care este baza legală? Deci, în primul rând, NATO ca organizație nu transmite către Ucraina echipamente letale. Țări din NATO, în plan bilateral, fac acest lucru și este un lucru pe care noi îl încurajăm. În același timp, dreptul la autoapărare este un drept consfințit în Carta Națiunilor Unite. Deci noi ce facem în acest moment, fără să intrăm într-un conflict direct cu Federația Rusă, ajutăm, conform dreptului internațional, Ucraina să se apere și să-și apere libertatea, teritoriul, tradiția și democrația. Deci ceea ce facem noi este perfect în concordanță cu dreptul internațional. Având grijă, așa cum am spus, să nu transformăm într-un un conflict deja foarte complicat și sângeros într-o conflagrație la nivel global. Aceste echipamente ar putea să ajungă totuși în Ucraina în timp util? Pentru că vorbim deja despre un război care durează de mai bine de 20 de zile. Nu vreau să intru în detalii, pentru că ele sunt, în mod evident, sensibile, dar vreau să vă spun că modul în care armata ucrainiană și voluntarii ucrainieni primesc sprijin din partea Occidentului Democratic se produce în termen extrem de rapizi și că există un dialog permanent între liderii ucrainieni și liderii militari ucrainieni și țările din NATO, astfel încât lista de necesități este permanent actualizată.
Aici e vorba de echipamente, pentru că ele atrag mai multă atenție, dar e vorba și de combustibil, e vorba și de logistică, e vorba și de piese de schimb, e vorba și de muniție, e vorba și de veste antiglonți. Există în acest moment un dialog aproape în timp real între Ucraina și țările din Occident. Când va fi efectiv constituit grupul de luptă pe teritoriul țării noastre, acel grup de luptă al NATO? Primul grup de luptă din cele patru pe care le vom înființa în această parte a Europei este deja, cel din România, este deja în faza inițială de operaționalizare de capabilități. Și celelalte trei, din Bulgaria, din Ungaria și din Slovacia, vor face același lucru în următoarele câteva săptămâni. Grupul din România fiind mai avansat și România fiind mult mai proactivă în relația cu noi și cu țările care contribuie la acest grup de luptă, anticipăm ca un statut de funcționalitate completă să fie realizat în intervalul cel mai scurt cu putință. România va avea probabil primul grup de luptă din cele patru nou înființate. Iar liderii noștri săptămâna viitoare vor discuta, iar la Madrid vor lua deciziile definitive cu privire la postura de apărare și descurajare pe flancul estic, care va fi mult mai robustă decât astăzi, care va fi mult mai permanentă decât astăzi și care va fi mult mai sustenabilă și integrată decât ceea ce avem astăzi. Din ce țări vor proveni aceste trupe? Ați observat că pe lângă forțele din țări NATO care au venit ca măsuri de vigilență sporite. Și aici am văzut mii de americani, de soldați americani care au venit. Am văzut primele contingente din forța de reacție rapidă a NATO, condusă de Franța, 550 de militari francezi, 300 de belgieni. Grupul de luptă care se stabilește în România și care deja a început să funcționeze sub comanda Franței și cu ajutorul evident al României, ca țară gazdă, va avea un număr de alți aliați, care au anunțat deja intenția de a participa. Această listă este deschisă și sunt convins că autoritățile române vor face o treabă foarte bună în a convinge cât mai mulți aliați de a face parte din acest grup de luptă. Sunt țări din regiune care vor să facă parte din acest grup de luptă. Sunt alți aliați importanți din Europa. Dar esența acestor grupuri de luptă din zona Baltică și în zona Mării Negre este tocmai acest caracter multinațional. Cu cât mai multe națiuni, cu atât mai bine. Este ceea ce noi la vârful NATO încurajăm, pentru că nu este suficient să ai doar forțele naționale sau 2-3 vecini din regiunea ta, ci este important să fie o cromatică de naționalități NATO diferite. Vă dau un exemplu în zona Baltică, unde avem 4 grupuri de luptă. Am vizitat câteva dintre ele și eu și secretarul general. Nu avem mulți militari astăzi, undeva spre 5.000 de militari NATO, dar sunt 20 de națiuni aliate care contribuie la acele grupuri de luptă. Ceea ce face ca, de fapt, elementul de apărare colectivă și de descurajare colectivă să fie foarte puternic. În aceste prime vei am putea să vedem acest grup de luptă operațional? Nu vreau să intru în detalii, pentru că ele sunt detalii tehnice, dar anticipez ca această capacitate de plin funcțională să se întâmple în viitorul cel mai apropiat. Dacă există o mare privind invadarea orașului Odessa la nivelul NATO, pentru că știm că se așteaptă, cam în cât timp, de exemplu, s-ar putea întâmpla asta acolo? Vedem activități suspecte de natură, nave cu capacitate de desant maritim, nave amfibie, pe care Federația Rusă le desfășoară în nordul Mării Negre, inclusiv în zona Odessa, dar astăzi nu vedem reunite condițiile terestre și maritime care să indice un atac iminent împotriva Odesei. Vedem, în schimb, din păcate, o intensificare a presiunii militare, atacurile barbare împotriva Mariupolului, ați văzut ce s-a întâmplat la teatru, la maternități. Dar de facto Federația Rusă și flota acesteia blochează de facto porturile ucrainiene, punând o problemă și de securitate alimentară pentru această țară, pe lângă criza umanitară cumplită care probabil se va accentua în perioada următoare. Este suficient cât a alocat România pentru întestarea armatei? Acea jumătate de punct care s-a decis să se aloce de la 2% la 2,5% este de ajutor? Este suficient? E o decizie a fiecărui aliat, recomandarea pe care noi o facem și acest lucru va fi reconfirmat la summit săptămâna viitoare, este ca țările aliate să investească minim 2% pentru apărare.
România este în grupul fruntaș de mai mulți ani de zile, cu 2%. Polonia a anunțat 3%, țările baltice au anunțat și mai mulți, dar cea mai profundă transformare este dată de Germania. În timpul reuniunii ministrilor apărării, doamna ministru Lambrecht venise de la Berlin, de la ședința de guvern, unde s-a decis ca Germania să constituie un fond de investiții în apărare de 100 de miliarde de euro și de la anul să treacă la 2% pentru apărare. Știți bine că Germania investea până acum 1,32%. La fel cu Italia, la fel cu Spania, la fel Canada, la fel Olanda. Sunt țări din NATO care au economii foarte robuste și, într-un fel, una este 2% dintr-o economie de 3,5 trilioane de dolari, cât are Germania. Salutăm aceste decizii de investiții și vreau și opiniei publice, pentru că e o discuție. Sunt atât de multe nevoi sociale, economice, infrastructuri, probleme legate de inflație, de prețurile foarte, foarte mari. Dar este un moment excepțional și trebuie să învățăm din această perioadă grea că avem nevoie și de forțe armate capabile, competente și bine echipate.